Începând cu 1 iulie, creșterea accizei la carburanți va genera o serie de scumpiri în lanț, ce va afecta în mod semnificativ economia și bugetul fiecărui român. Prețul combustibililor va crește determinând majorări de costuri în transport, ceea ce va reflecta inevitabil și în prețurile bunurilor de consum de la raft. Impactul asupra costului de transport va fi imediat resimțit de către toți consumatorii. Concret, pentru un plin de 50 de litri de benzină sau motorină, șoferii vor plăti cu aproximativ 50 de lei mai mult. Acest lucru va aduce la scumpiri în toate sectoarele care depind de transport, inclusiv alimente și alte produse de bază. Această majorare vine într-un context deja tensionat, în care prețurile legumelor au crescut exponențial. De exemplu, prețul unui kilogram de roșii, care de la producător costă până la 2 lei, ajunge să se vândă în piețe cu sume cuprinse între 6 și 8 lei. Situația este și mai acută în cazul castraveților, unde prețul de la producător este de 6 ori mai mic decât cel de la Tarabă, ajungând în piețe la 6 lei pe kilogram. Pe lângă aceste scumpiri, autoritățile române analizează și alte măsuri pentru a acoperi deficitul bugetar. Se ia în calcul creșterea taxelor și impozitelor, ca răspuns la solicitările Comisiei Europene pentru măsuri suplimentare de reducere a deficitului. Aceasta adaugă o presiune suplimentară asupra economiei românești și asupra cetățenilor, care deja se confruntă cu creșteri semnificative ale Prețurilor la produsele de bază. În următoarele zile se așteaptă ca efectele acestor majorări să fie tot mai evidente, punând presiune pe bugetul fiecărui român și pe economia națională.